În perioada 12-15 aprilie, o delegație a pompierilor militari români a efectuat o vizită de lucru în Elveția într-un schimb de experiență cu salvatorii omologi din țara parteneră. Din componența acesteia au făcut parte oficial din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Inspectoratelor pentru Situații de Urgență din județele Bacău, Bistrița, Cluj, Constanța, Harghita și Mureș. Această întâlnire a constituit un schimb de bune practici în ceea ce privește sistemele de management al situațiilor de urgență ale celor două țări, identificarea intereselor comune ale celor două structuri cu atribuții în gestionarea situațiilor de urgență, cu prioritate pe domeniile prevenirii, pregătirii de specialitate și răspunsului în situații de urgență, precum și continuarea și dezvoltarea cooperării bilaterale dintre acestea.